A avut să-i pun mâncare, că vin imediat din Nike să vedem. Asta da. E încolo să duc. E încolo să duc. S-au plimbat acolo la... Nu uitați cum iese, știi, și poți să dau deoparte când tot iese. Nu, uite, îi dau alea pe de... Romsilva nu este doar administrator de fond forestier, se preocupă și de fondurile cinegetice și de fauna sălbatică și programul de reintroducere a zimbrului în România este una dintre inițiativele Romsilva. Este a 8-a eliberare pe care o facem. În fiecare an s-au reușit a se pune în libertate un număr variabil de exemplare. Anul acesta sunt 5 exemplare, inițial au fost 4, dar este vorba de un pui fătat în țarcul de eliberare. Eliberarea de astăzi reprezintă și o premieră și face dovada colaborării dintre Romsilva și alte entități, fiind vorba despre Asociația Valea Zimbrilor din județul Brașov. Perioada de acomodare a zimbrilor aici la stația de monitorizare Chitele a durat cam aproximativ 21 de zile. Avem o premieră pentru că am adus 4 exemplare și am eliberat 5. Avem un puiuț care are aproximativ 10-11 zile și sperăm să se descurce foarte bine în libertate. Țarcul de aici, de la stația de monitorizare Chitele, are aproximativ 2 hectare, iar zimbrii s-au comportat destul de bine.